Dezvăluiri în premieră. Piese în prima audiție. Situații neașteptate și multe altele. De luni până vineri, de la 9:30, la Primii Neața. Invitat dimineațial. Invitat dimineațial. Invitat dimineațial. Invitat dimineațial. De curând, Lexter, interpretul hitului Freedom to Love, a trecut prin vizită la Prime FM. Bianca sunt eu și te invit pe mai departe să-l cunoști mai bine pe britanicul ce a cucerit întreaga Europa. Hi, this is Lexter, you listen to Prime FM and 88.0. Ai susținut două concerte în două zile, ne-am distrat din plin la after party-uri, diminețile ne-au prins în lobby, la hotel, am avut deplasări prin oraș și tu niciodată nu ai arătat semne de oboseală. Cum de-ți reușește să stai tot timpul cu zâmbetul pe buze? Zen, I'm a Zen reader. I read Zen. Sunt un adept al școlii Zen. Nu mă stresez, savurez orice clipă și bine dispun oamenii pe care îi am în preajmă. Try to pass the same feeling on to others. Și ce se întâmplă când ești stors de energie? Asta nu se întâmplă. Nu te cred? Believe it. Crede-mă, suntem împreună de două zile. M-ai văzut vreodată indispus? Nu. Eu decid să fiu zâmbitor, energic, nu las nimic negativ să mă preocupe. Best of every situation. Acum m-ai făcut și mai curioasă, povestește mai multe despre Lexter Smart. I was born in Oxford. Am născut în Oxford, am trăit o perioadă împreună cu părinții în Caraibe, m-am reîntors în Marea Britanie, am studiat tehnologiile informaționale și dispozitive electronice la Oxford. Cânt de când mă știu, de la vârsta de 4 ani. Acum locuiești în Barcelona, cum e? Oh, there's not much. It's very shady. E înnorat. Mai devreme le spuneam băieților că la voi soarele e alb. În mediteraneană, acesta e galben. E foarte strălucitor. It's really nice. Știam că te-ai mutat în Spania pentru că iubita ta e de acolo. No, I met quite a few girls there. Da, ai dreptate. Câteva dintre iubitele mele locuiesc în Barcelona. Quite a few. Cine și ce îți influențează creația? Știu că nu prea asculti radio tocmai pentru că ești împotriva muzicii prea comerciale. Sunt influențat de multe chestii. Obișnuiesc să studiez stilurile muzicale a lui Frank Sinatra, Michael Jackson, Beatles. Sunt de părere că atunci când scrii un cântec, trebuie să lansezi un mesaj plin. Nu trebuie să fie un la-la-la. Dacă lași ceva în urma ta, acel ceva trebuie să poată să influențeze și peste ani. Așa încât atunci când nu vei mai fi aici, cineva să te asculte și să zică omul ăsta a lăsat ceva în urma sa. Invitat dimineațial. Invitat dimineațial. We can have the sun, we can have the moon, we can have the watch on every sunny afternoon. Reason to love, you give me freedom to love, to love.
invitat dimineațial. Invitat dimineațial. Hi, this is Lester. You listen to Prime FM and 88.0. În piesele tale este un cuvânt care se tot repetă. Care este el? Oh, you know that. Repetă-l. Love is what we all need. Dragoste, asta e tot de ce avem nevoie. Trebuie să apreciezi tot ce te înconjoară. Trebuie să iubești tot ce te înconjoară. Dragostea este ca și Kung Fu. Kung Fu este în tot. Este o formă de viață, la fel ca și dragostea. Și ieri am discutat despre asta. Ce ar fi lumea fără viață? Fără iubire? Pustietate. Cum ar fi lumea fără muzică? Pentru că muzica este dragoste. De ce scrie cineva o piesă? Pentru că s-a îndrăgostit. Ceva s-a întâmplat, ceva nu s-a petrecut. Așteaptă ca ceva să se întâmple și scrie despre asta. Și lasă aceste sentimente spre consumul larg. Dar ce e dragoste? Să dai fără ca să aștepți nimic în schimb. Acum lucrăm la un nou single. Oferă în acest extras o nouă perspectivă asupra acestui sentiment. Same thing, love, but in another aspect. Cum crezi, de ce alte piese nu au mai repetat succesul produs de single-ul Freedom to Love? Music and words. Muzica și versurile trebuie să meargă mână în mână. E ca un mareaj și dacă versurile sunt bune, muzica trebuie doar să le asambleze frumos, să completeze peisajul. Nu poți să ai aceste două componente aparte. Trebuie să existe armonie între ele. Has to be a match. Și cum să știi că un cântec va deveni hit? You feel it. Simți, auzi zicându-ți se hey lady, îți cuprinde atenția, te face să-l asculți nu odată. So that's the trick. Lexter, tu cum te simți în scenă? It's gratifying. Divin, ești urcat în scenă, lumea te privește, aplaudă, strigă, savurează ce văd și ce aud. Simți dragostea lor și simți că vrei să-i răsplătești. Când urc pe scenă, nu știu ce o să fac. Mă las purta de energie, las totul să se petreacă de la sine. To touch people with my music, touch them with my song, with the words. Mai nou lucrez cu Alexandru Mantea, este un organizator de concerte din Republica Moldova. De asemenea, este și impresarul tău. Povestește-mi despre relația voastră. No, he's one guy that has good vision. Este un băiat care are viziuni nemaipomenite. Este tânăr, dar știe clar ce vrea. Muncește mult și sunt fericit să lucrez împreună cu el. Dacă crede în ceva, va lucra 24 din 24 asupra acestui proiect. Aceasta este o altă formă de dragoste. Another kind of love. You see? Vreau să știu mai multe despre proiectele voastre comune. Viitoarele realizări le țin la piept. Îmi place să vorbesc despre lucrurile pe care deja le-am făcut. Nu-mi place să creez niște așteptări pe care să nu le pot apoi acoperi. Noi lucrăm din greu. Când vom avea totul la cheie, tu vei fi prima care va ști. We'll deliver to you. You'll be the first to know. Back to the 80s.